Salutare, sunt Claudiu. Am auzit multe persoane care spun sau fac afirmații de genul: cartea Apocalipsa este o carte care aduce frică, este o carte care provoacă frică, dar această carte nu face altceva decât ne arată vremurile care vor veni. Mulți păstori și evangeliști, învățători, le este frică să vorbească din această carte. Și de fapt spune Cuvântul Dumnezeu că ferice de cine citește și împlinește această carte, pentru că vremurile sunt târzii. De fapt, este o fericire, o binecuvântare să citești această carte și să vorbești și altora despre ceea ce scrie în ea. Nu arată, nu aduce frică această carte, nu produce frică, din contră, dacă ai o relație personală cu Hristos, vei pleca înainte de a se vor întâmpla toate aceste lucruri care vor veni peste cei care vor rămâne, care nu au o relație personală cu Hristos. În primul rând peste Israel și apoi peste cei care au batjocorit, care au luat în derâs numele Lui Dumnezeu, care au luat în derâs pocăința. Pot să zic așa că va fi groază, într-adevăr va fi groază peste oameni de genul, cum spune și în 2 Timotei 3. Și dacă vă citesc, spune în 2 Timotei 3, să știți că în zile din urmă vor fi vremuri grele. Uitați cum le numește Timotei aceste zile care le trăim noi, zilele de pe urmă, le spune vremuri grele. Gândiți-vă că pe vremea lui Timotei, la început, când era atunci creștinii, după Iisus, să zic așa, în primul 50, primul 100 de ani, au fost foarte multe martiraje, multe prigoniri, au fost arși pe rug, au fost dați la animale să fie mâncați, Nero și-a bătut și au omorât foarte mulți creștini. Și totuși, aceste vremuri sunt numite vremuri mai grele ca și atunci, pentru că Timotei a văzut, de fapt, cum vor fi oamenii din ziua de astăzi. Nu știu dacă vă aduceți aminte, dar acum 30-50 de ani și în România, dacă mergeai la cineva și cereai un pahar de apă sau știu eu, ți-era foame, acum mi-aduc aminte cum erau părinții noștri. Veneau la noi tot felul de persoane nevoiașe și părinții noștri puneau la masă, le dădea de mâncare, ca și cum ar fi un membru din familia noastră. Ei au mers și pe principiu că de multe ori poate fără să știi adăpostești un înger al Dumnezeu. Dar așa erau oamenii mai de mult și gândiți-vă că pe vremea lui Timotei oamenii cred că erau mult mai buni, mult mai serviabili, dar ceea ce se întâmplă în ziua de azi este pur și simplu strigător la cer și zice Timotei să știi că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele, oamenii vor fi iubitori de sine. Foarte mulți oameni și de fapt mulți oameni iubitori de sine, nu le mai ia pasă de aproapele lor, nu interesează că mor oamenii în jurul lor, interesează doar de soarta lor, ei să aibă ce mânca, ei să aibă ce îmbrăca. Am văzut o grămadă de experimente sociale, cum cineva este jos în alte țări, căzut, îmbrăcat așa mai slăbuț și trec oamenii pe lângă el, îl ocolesc și cred că din 20 de oameni, dacă se oprește unul, pur și simplu este strigător la cer, dar dacă îl văd la costum și căzut jos, îmbrăcat bine, automat, sir, sir, what's wrong, can we help you, nu știu ce. Deci, iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, iubitori de bani, subiectele cele mai importante sau principale în orice grup te duci sau la orice grup te duci sau asiști, vorbesc de bani, vorbesc de business și vorbesc de femei. Iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori sau bârfesc, neascultători de părinți, nemulțumitori, vor tot mai mult, fără evlavie, dar nu că vor tot mai mult prin mijloace corecte, ci prin mijloace, adică prin orice mijloc să câștig mai mult. Vânzători. Se înțeleg doi că merg la o licitație, băi, uite, iei tu lucrarea asta și o împărțim împreună, sau invers, și de fapt se trădează unul pe altul, se vând unii pe alții. Obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Deci, în ziua de astăzi, cel mai mult se promovează plăcerea personală, deci nu se mai ține cont de înfrânarea poftelor. Dacă cineva are înclinație spre, știu, persoane de același sex, love is love și așa mai departe.
Pur și simplu este dezastru ce se întâmplă și vedem că cuvântul lui Dumnezeu se împlinește, vedem cum cartea Apocalipsa se împlinește, dar din nou vă spun, noi nu am fost rânduiți la mânie, mă refer copilul lui Dumnezeu și ce au relație personală cu Hristos. Apoi în Apocalipsa 3 spune, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele și eu, Domnul, te voi păzi de ceasul încercării care va veni peste întreg pământul. Apoi nu am fost rânduiți la mânie, din nou spun. Și la mânie, când spune că n-am fost rânduiți la mânie, nu se referă la iad, ci se referă la mânia lui Dumnezeu în timpul celor 7 ani de necaz sau 3 ani și jumătate, cum spun unii. Nu știu dacă ați auzit de marea resetare, Forumul Economic Mondial, tot vorbește despre marea resetare, o să vă las și niște linkuri, să vedeți că nu sunt teoria conspirației. Și să zic, agenda lor, care va începe în 2021 și până în 2030, ei au ca și scop blockchain, identitate digitală, guvernare, internet, vă citesc câteva, finanțe pentru dezvoltare, dezvoltare durabilă. Astea nu sunt pentru noi, stați liniștiți, sunt pentru ei, bineînțeles, viitorul sănătății și asistenței medicale, guvernare globală despre care spune în Apocalipsa 13, schimbarea climei, drone, 5G, bănci și piețe de capital, aviație, călătorii și turism, pentru că tot ce este acum nu este bun, deci ei vor să facă turismul altfel, călătoriile altfel, probabil să se ajungă la mașini zburătoare, adică la drone despre care vorbesc. Așa, biodiversitate, sănătate globală, securitate internațională, viitorul mobilității, economia digitală și crearea de noi valori. Economie digitală, deci ce înseamnă economie digitală? O monedă unică, monedă digitală, să nu mai umbli cu bani din hârtie, pentru că nu e foarte igienic. Peste tot unde merge acum, nu vedeți și la ProTV, încurajează plata cu cardul, plata cu cardul. Forța de muncă și ocuparea forței de muncă, includerea LGBT, am zis mai devreme, economia digitală în crearea de noi valori. Deci, nu știu dacă înțelegeți ce înseamnă când vă spun în crearea de noi valori, dar valorile care erau până acum să nu mai fie valabile. Și când mă refer la valori, de exemplu, familia e constituită dintr-un bărbat și o femeie, nu un bărbat și un bărbat, sau o femeie și o femeie. Includerea LGBT, viitorul computerului, inteligența artificială și robotică. Toate aceste lucruri ne sunt relevate în Cuvântul Dumnezeu și în Daniel 12:4 spune, în vremurile din urmă, oamenii vor alerga încoace și încolo și cunoștința va crește. Un pastor american, Andy Wood, spune că lumea este aranjată precum o tablă de șah în așteptarea necazului cel mare. Scena este pregătită, actorii așteaptă, scena este pregătită pentru anticrist și pentru necazul cel mare. Globaliștii sunt de părere că nici o criză nu trebuie irosită. De exemplu, criza aceasta a molimei. Nu mai spun numele pentru că, din nou, YouTube-ul mă cenzurează videoclipurile. M-am așters un videoclip. Sunt unele persoane care tot dau... nu le place ceea ce fac și mă raportează la YouTube, dar cred că despre ei vorbește Cuvântul Dumnezeu, în vremurile din urmă oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, neiubitori de bine, pentru că atunci când vorbești adevărul te și cataloguează ca și conspirator sau teoria conspirației. Dar credeți-mă că și când Hitler și-a început cariera lui politică a fost foarte lăudat, că e un catolic convins și așa mai departe, că e un creștin și uitați ce a ajuns să facă. Și toți cei care vorbeau despre el au fost numiți că promovează teoria conspirației și fake news și așa mai departe. Globaliștii spun că pandemia reprezintă o șansă rară de a reflecta, de a ne reinventa și de a reajusta sau reseta lumea.
și spuneți Klaus Schwab, fondator și președinte executiv al Forumului Economic Mondial, că de acolo mi-am luat niște informații despre marea resetare. Uitați câteva subiecte importante de la Forumul Economic Mondial și o să vă citesc. Forumul Economic Mondial și ONU semnează un cadru de parteneriat strategic, marea reajustare sau marea resetare, un summit aparte cu prezență fizică și virtuală ce va începe în 2021, adică anul viitor. Acum este momentul pentru o mare resetare. În fiecare criză există o oportunitate. Criză pe care ei au creat-o. Aia asta e 100%. O să fac un videoclip în care vă dovedesc acest lucru. Citiți Apocalipsa 13, toate versetele și o să vedeți că vorbește despre un guvern mondial, despre o monedă, despre un lider mondial. O reajustare globală pentru un guvern mondial unic. Acordul de să nu mai zic vaccinare, dacă zici din nou YouTube-ul te cenzurează, dar să zic acordul de vaccinare prin folosirea tatuajului quantic, cu punct quantic, dezvoltat de Bill Gates, pentru a ține sub observație COVID-19. Deci se vorbește și despre aceste lucruri, nu știu dacă se vor ajunge să se implementeze, dar se vorbește despre aceste lucruri. Sub pretextul combaterii coronavirusului, care provoacă boala sau molima 19, guvernele lumii folosesc supravegherea digitală la nivelul greu de imaginat până acum. Bill Gates este încrezător că poate folosi această molime pentru a face ca fiecare persoană de pe pământ să fie vaccinate cu ID-ul digital. Nu știu dacă ați auzit de V-Code, o aplicație, poți să o descarci și pe telefon, pe Android și pe iPhone, și această aplicație deține legitimație de serviciu, carte de identitate, pașaport, criptomonede, bilete de călătorie, bilete pentru evenimente, portofel digital și așa mai departe. O să vedeți acolo că deține o grămadă de lucruri și a apărut o aplicație, după aia o să apară în formă de chip. Dar această mare resetare mă preocupă, nu mi-este frică, nu mă înțelegeți greșit, din contră sunt fericit și bucuros că văd cu ochii mei cum Cuvântul Dumnezeu se împlinește, dar vă dați seama că marea această resetare va vrea să facă sau să dispară pur și simplu cash-ul de pe piață, de tot. Nu știu cum va fi acest lucru și cum se va întâmpla, cât de repede se va întâmpla, dar după cum merg lucrurile în ziua de astăzi, apropo, ci că tehnologia în ultimii 10 ani a crescut de 10 milioane de ori. Deci deja trendul merge în sus și ne așteptăm să vedem cum Cuvântul Dumnezeu se împlinește tot mai mult. O reajustare globală pentru o monedă unică globală. Microsoft nu numai că finanțează alianța ID 2020, căutați pe Google despre aceste lucruri, dar a depus și un brevet pentru dispozitiv care interacționează cu pulsul, adică un fel de microchip, temperatura care interacționează cu pulsul, temperatura și undele cerebrale, fiind conectat la corpul uman pentru cumpărarea și vânzarea de criptomonede și acesta se numește, are un număr sau numele lui 060606, puteți căuta pe Google. Alianța ID 2020 anunță finalizarea lucrărilor de prima marcă de certificare pentru protocolul Kiva, care implementează o carte de identitate digitală globală pentru cumpărare și vânzare. Nu sunt baliverne, uitați-vă pe Google despre Alianța ID 2020. Mastercard se alătură Alianței ID 2020 pentru tehnologia de identitate digitală, adică identitate digitală înseamnă un microchip în piele, pe mână, pe frunte, nu știu unde vor să-l pună, și ca să poți să cumperi și să vinzi cu acest chip. Banca Centrală a Chinei urmează să facă simulări de utilizare a monedei digitale și Banca Centrală a Europei a început să facă un ID, euro digital și așa mai departe. Deci cam vedem spre ce ne îndreptăm. Papa Francesc a dezvăluit o nouă religie mondială care se numește Crislam. Cred că v-am mai spus și într-un videoclip anterior. Consiliul Interconfesional Catolic-Musulman creat de Papa Francesc anunță deschiderea noului sediu al Crislam în 2022, care combină o moschee și o biserică conform legământului semnat. Adică
islamiștii cu așa zis și creștini, dar bineînțeles că acei oameni nu sunt creștini, pentru că se caută o religie mondială. Un creștin, cu adevărat, nu are nimic de a face cu un islamist și v-am mai spus, sau cu un budist, în afară de faptul că acesta îi va propovădi Evanghelia și, virgulă, când îi vorbești unui islamist sau unui budist sau unei alte religii de acest gen, care de fapt nu se închină la Dumnezeu adevărat, acolo întotdeauna se va lăsa cu agitație. Chiar Iisus Hristos a spus că nu a venit pacea și să aduc sabia. Pentru că frate pe frate se va da la moarte, mamă cu fiică, cu copil, nu se va mai înțelege. De ce? Dacă părinții mei nu sunt credincioși și eu vreau să mă pocăiesc, părinții mă vor prigoni, vor spune că mă va dezmoșteni și așa mai departe. Și am auzit și chestii de genul, nu o să-ți vin la nuntă, te dezmoștenesc. Și am văzut părinți care au ținut pică pe copilul din cauza că s-au pocăit, nici la nuntă, nici nu au vizitat și până la urmă și ei s-au pocăit, acei părinți. Papa Francis face apel în mod deschis și repetat la o religie unică, precum la un guvern mondial pentru combaterea schimbărilor climatice. Sunt unii preoți în cadrul religiei catolice la Roma care nu sunt de acord cu ce face Papa Francis din cauza că ei au înțeles de fapt cuvântul lui Dumnezeu și bănuiesc că au o relație personală cu Hristos. Ceremonia interconfesională Inelul Păcii al Națiunilor Unite pentru o religie mondială. Acestea au fost doar câteva titluri de știri și titlul de articole care vi le-am citit de pe Forumul Economic Mondial. Intrați, o să vă las niște linkuri ca să citiți și voi acolo și să vedeți care este agenda lor. Cuvintele fără precedent au devenit o parte a vocabularului nostru de toate zilele și lumea pe care o știam noi nu mai este la fel. Tranziția către o lume nouă sau către o nouă ordine mondială, un guvern unic a început. Un păstor american, Tom Hughes, a declarat că ultimele două des când s-a mai întâmplat, ce se întâmplă în momentul de față, când se vorbește despre transumanism și un Superman, cum vrea să facă și Elon Musk, a mai fost pe timpul noi și pe timpul turnului Babel. Dacă ne uităm și vedem ce se întâmplă, ne dăm seama că exact Biblia a prezis despre aceste lucruri și spune că Cuvântul Dumnezeu că în vremurile din urmă va fi exact ca în zilele lui Noe și a lui Lot. Exact ce se întâmplă acum se numește răul bine și binele rău. Trebuie să fie un motiv de bucurie pentru cei care au relație personală cu Hristos. Un motiv, v-am mai zis, când văd că se întâmplă aceste lucruri, nu știu, îmi saltă inima de bucurie și pur și simplu stau și mă gândesc la Hristos și la venirea Lui, când va veni să-și ia biserica. Dar până atunci noi trebuie să spunem oamenilor despre Hristos, să-i facem conștienți că nu se pot juca cu sufletul lor. Dacă vor să se joace, va fi o decizie de eternitate. Da, deci venirea Domnului este cât de aproape. Vreau să vă zic că pandemia aceasta nu știu când va dispărea, nu știu dacă va dispărea foarte curând, dar toată lumea trebuie să se aștepte ca guvernele să instaureze noi stări de urgență și vedem aceste lucruri. Cu aceste noi blocaje, economia lumii va fi dată la pământ și deja am auzit că Germania se pregătește de cea mai mare recesiune, America, Australia, Europa, lumea se pregătește cea mai mare recesiune din 1920 și ceva. Și toate aceste lucruri nu fac altceva decât pregătesc lumea pentru o guvernare mondială și o monedă mondială. Această scenă finală, să știți că este inevitabilă. Toate piesele se potrivesc și să nu amânăm. Spune Cuvântul Dumnezeu, astăzi dacă auzi chemarea, nu amâna. Dacă nu l-ai primit pe Iisus în viața ta ca Domn și Mântuitor, fă acest lucru chiar acum. În Roman 10:9 spune, dacă mărturisești pe Iisus cu gura ta ca Domn și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Pentru că prin mărturisirea cu gura se primește mântuirea și prin credința în inimă se ajunge la mântuire sau prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire.
Și mai spune că în vremurile din urmă, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Vă încurajez, oameni buni și scumpi și frații mei dragi, nu fiți nepăsători față de o mântuire așa de mare care Iisus Hristos ne-a dărit-o. Și să grăbim venirea Domnului spunând și altora despre Hristos. Da și acest videoclip mai departe, ca și alții să vadă acest videoclip. Vă binecuvânt în numele Lui Iisus Hristos și rostesc binecuvântare peste voi, cunoștință, pricepere. Shalom!